O echipă de cercetători de la Universitatea din Arizona a venit cu o propunere îndrăzneață pentru salvarea vieții de pe pământ în cazul unei crize globale. Aceștia susțin necesitatea creării unui depozit al vieții, nu doar uman, ci și cu viață animală și vegetală, departe de riscurile cu care se confruntă planeta noastră, fie că sunt naturale sau cauzate de activitatea oamenilor. Deși propunerea poate suna ca dintr-o poveste științifico-fantastică, este neașteptat de realistă. Prin urmare, arca lunară ar putea să conțină mostre congelate de spermă, ouă, spori și semințe de la 6,7 milioane de specii de pe Terra, care ar putea fi în siguranță pe satelitul natural al Pământului. Tuburile de lavă de pe Lună și gropile lunare ar putea fi locuri ideale pentru a construi arca lui Noe din zilele noastre. Va fi asemănătoare ca concept cu celebra rezervă mondială de semințe, cunoscută popular și ca bunkerul sau seiful apocalipsei din insulele Svalbard, un arhipelag norvegian. Datorită rocilor de la suprafață, tunelurile de lavă sunt protejate de radiații și micrometeoriți, iar temperatura extrem de scăzută din subteran ar fi un avantaj pentru depozitarea eșantioanelor. Alimentarea unui astfel de depozit se poate face în limitele capacităților actuale. Ar fi necesari 191 de metri pătrați de panouri solare pentru a alimenta arca lunară. Construcția și livrarea ar putea fi un obstacol, dar nimic dincolo de tărâmul posibilităților. Cercetătorii de la Universitatea din Arizona au estimat că instalațiile vor fi umplute cu mostre în aproximativ 250 de călătorii. Spre comparație, pentru construcția Stației Spațiale Internaționale, care este, desigur, mult mai aproape, au fost necesare 40 de zboruri. Există însă alte obstacole de depășit. Condițiile reci și aproape de vid ale tuburilor de lavă ale Lunii ar putea afecta metalele utilizate la această instalație în diferite moduri. Pot îngheța, se pot bloca și chiar se pot suda la rece împreună, însă echipa are o soluție creativă. Utilizarea superconductorilor. Potrivit cercetătorilor, aceste tuburi de lavă ar putea găzdui nu doar exemplare de specii pământene, ci ar putea fi totodată ideale pentru stabilirea unei prezențe permanente a oamenilor pe Lună.